Hristos a înviat. Cuvântul Domnului este din Evanghelia după Luca, capitolul 24. Vom citi de la versetul 13 până la versetul 35. Este întâlnirea Domnului nostru Iisus Hristos după înviere cu doi dintre ucenicii Lui. Iată cuvântul Domnului. Și aș vrea să urmăriți, în timp ce citim, pro, procesul, etapele, cum se descoperă Isus celor doi. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei numit Cleopai a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret? care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar, cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedene de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, că ce este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, -o a frânt-o și le-a dat-o. Atunci, li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul: Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând: Am înviat Domnul cu adevărat! și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Să ne mai rugăm o dată, Doamne, deschide-ne și nouă ochii. Să înțelegem scripturile, să te vedem pe tine și, mă rog, în special pentru cei care încă n-au avut o întâlnire cu tine, o întâlnire transformatoare în această dimineață, în urma acestui cuvânt propovăduit și ei să te întâlnească pe tine. Sau mai degrabă tu tu să-i întâlnești pe ei, pentru că poți să o faci. Ne rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Îi mulțumesc Domnului că sunt din nou cu voi, cât că în luna ianuarie a mai fost odată, ianuarie a fost, da? acolo atunci am venit să vă testez. Să văd ce fel de biserică sunteți, cine sunteți. Și uite că am hotărât să vă vizitez din nou a doua oară, de data aceasta împreună cu soția. M-am simțit bine și prima oară în mijlocul adunării, sunteți o comunitate tânără, închegată, care știe ce crede și încotro merge. Și ne-am bucurat să vă slujim zilele acestea. Vă aducem salutări din Timișoara, unde locuim, sau lângă Timișoara, dar în Biserica Golgota, și salutări de asemenea din partea colegilor profesori din mai multe școli. Mulțumesc familiei Tirla și familiei SAV pentru găzduire. Domnul să le răsplătească. Și să mă mai invite pe la ei. <laughs> Aș dori să vorbesc astăzi despre cunoașterea lui Isus cel înviat sau să facem o călătorie și noi cu Isus. Voi relua narațiunea, povestirea și voi urmări trei lucruri care au fost cele trei faze, etape ale cunoașterii lui Isus în, pentru cei doi ucenici. Această narațiune n-a fost inclusă în Biblie la întâmplare. Ceilalți evangeliști nu pomenesc despre întâlnirea lui Isus cu cei doi. Doar Luca, aia, probabil că a luat informații, detalii, ce s-a întâmplat și ni s-a păstrat în Evanghelia după Luca această frumoasă povestire, întâlnire cu Isus, care are așa o nuanță tainică, nu? Ai așa un sentiment de că ceva s-a întâmplat neobișnuit acolo atunci. Să vedem cu ce ne poate ajuta pe noi astăzi această narațiune. Acest mesaj va fi despre Domnul nostru și cum poți să-L întâlnești sau cum El să te întâlnească pe tine. Pornim de la poveste, dar vom ne ducem sus la partea duhovnicească. Multe narațiuni, povestiri din Evanghelie, din Biblie, acestea au scopul. E ca și cum citești eu, o, o poveste pentru copil care și dai voie copilului să-și imagineze, da? să, să, creeze el doar auzind cuvintele. Și așa sunt și cuvintele din Evanghelie. Îți permit să te duci mai departe, să fiecare detaliu, informație, poate să îți întregească tablou despre mesajul central. Această povestire pe care ne-am citit-o are un mesaj. Care este? Și asta încercăm să descoperim împreună. Mesajul este pentru toți de aici, mai ales pentru cei care ați venit cu probleme, cu lupte, cu dezamăgiri, cu eșecuri în viața voastră, sperând că aici se va întâmpla ceva. Poate că ești uh, îndatorat, te apasă niște lucruri așa uh, și din trecut, poate că ai înșelat, ai înșelat și în virtual și în real. Poate cauți disperat o cale de ieșire din uh, chingile, acestea, închisoarea în care te afli rațional sau. Emoțional. Și vrei un nou început. Tocmai de aceea noi ne strângem împreună la biserică. De aceea avem nevoie unii de alții, fiecare cu darul lui. Ne ajutăm. Nici nu vă imaginați ce mult contează, de exemplu, rugăciunile biserice. Unii poate nu aveți puterea să vă rugați. Mm, ați îngânat ceva sau repetați aceeași chestii. Uh, mai puțin contează. Contează că aici, în mijlocul adunării, fără ca voi să cereți sau să percepeți, rugăciunile adunării au funcționat ca un gard de protecție pentru tine, pentru viața ta. Și te duci de aici, în noua săptămână în care, pe care am început-o, mai protejat. Nu ești singur. Acesta e și un rol al bisericii și rugăciunilor bisericii. Și Cuvântul lui Dumnezeu are rolul lui să te strânească, să-ți clarifice, să te schimbe. Fiecare duminică, mesajele care vin, nu contează, aproape nu contează predicatorul și, uh, uh, și tema. Acolo este un mesaj. n cum. Noi folosim cuvântul lui Dumnezeu, acesta are putere, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu ia acest cuvânt și cuvintele predicatului și le asamblează, le împuternicește și voi primiți un mesaj. Cu asta mergeți înainte. Duminică de duminică creșteți, vă maturizați, deci mai echipați pentru viață. Bun, acest mesaj de astăzi, despre ce este? De fapt, e o narațiune, o povestire, adică o istorisire. Când doi ucenici, cărora le știm parțial numele, unul era Cleopa, să știți că cei mai mulți comentatori cred că a fost soț soție. Pentru că, după ce au ajuns acasă, au pus masa, doi bărbați nu se ocupă de... Dar soțul și soția au ajuns acasă la ei și l-au invitat la masă pe Domnul nostru. Așa vă rog să vă imaginați, un soț și o soție care plecau de la Ierusalim foarte triști, foarte triști, dezamăgiți, pentru că speranțele lor într-un Mesia un eliberator da, pentru poporul Israel și pentru ei au uh, dispărut. Pentru că acest potențial Mesia numit Isus s-a lăsat răstignit. A fost omorât. Și plecau ei triști spre casă. Vorbeau așa între ei tot ce s-a întâmplat. Uh, și în timp ce ei mergeau, Iisus dintr-o dată apare lângă ei. Ei nu l-au cunoscut din prima, așa spune textul, că ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Iisus intră în vorbă, ca orice om politicos, și întreabă, hei, voi ce vorbiți acolo între voi? Am auzit ceva. Vă plângeți de ceva, murmurați. Și cei doi încep. Cum? Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat pe aici. Atunci nu era e-mail, nu era internet, să afli imediat ce se întâmplă. Iisus îi lasă pe ei să povestească. E foarte bine să-l asculți pe cineva să povestească. Așa pătruns mai mult și în inima lui. Și cei doi încep, da, cum speranțele lor în acest eliberator au a, dispărut. El, Isus acesta, spun ei, era un proroc puternic în fapte și cuvinte. Toți îl apreciau, norodul și ai liderii noștri l-au omorât, l-au răstignit. Și toată speranța noastră s-a evaporat. Da? Speranța că el va fi, ne va izbăvi. Probabil se gândeau și la, pe plan politic să fie izbăviți de uh, cuceritorii romani, care erau acolo de mulți ani în uh, Israel, Numit uh, Palestina de către romani și dezamăgiți. Uh, ei uh, povestesc mai departe și, interesant că uh, au primit informații despre posibilă învierea lui Isus din morți. Dar relatarea lor este fără forță. A, au fost niște femei acolo. Femeile. Femeile. Nu prea aveau greutate în societatea de atunci, mărturia lor. Așa, și foarte interesant apropo că toată viața lui Isus și toate lucrurile importante ale lui Isus au avut ca prezență femeile. După înviere lor, li s-a arătat Isus viu, prima oară. E ca și cum... Uh, dispar niște bariere sociale, niște prejudecăți despre unde e bărbat, unde e femeia. Iisus și învierea lui nivelează, da, nivelează omul. Suntem la fel, toți purtăm chipul lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu suntem egale oricum. Și Iisus intenționat în anumite situații și evangeliștii arată prezența femeilor. Ei, a, cei doi însă nu prea sunt convingători, n-au fost convinși și ei înșiși că povestea femeilor e adevărată. Și a, se opresc aici. A, s-a zis că l-au văzut viu, dar noi nu l-am văzut. Poate l-au văzut ați, dar noi? Și vedeți cum starea de depresie, de, de dezamăgire, de deznădejde a fost creată de uh, acest blocaj. Uh, noi nu l-am văzut. Poate alții, dar noi. Reprezintă foarte bine o mare parte din oameni, acei agnostici cei care zic, e posibil, dar noi nu. Uh, Dumnezeu există, e posibil, dar noi nu l-am întâlnit. Iisus, uh, uh, Fiul da, e posibil, dar noi nu. Cu alte cuvinte, ați observat că în prima fază a întâlnirii lui Isus cu cei doi, avem de-a face cu emoțiile. Deci, Prima etapă în traseul, în procesul cunoașterii lui Isus este așa-numita cunoaștere experiențială. Cunoașterea cu inima, cu emoțiile. Este un tip de cunoaștere posibil, dar are limitele ei. Uh, și Domnul Isus Hristos uh, îi simte că ei sunt triști. Uh, se adresează emoțiilor lor, îi lasă să povestească, ei să se descarce, dar uh, nu prea avansează mult. De aici lucrurile sunt blocate. Uh, există, deci, o primă cunoaștere, un tip de cunoaștere bazată pe experiențe. Nu spun că uh, e. Nu e o cunoaștere reală. Ba da, este o cunoaștere uh, concretă, dar ex, rețineți că această cunoaștere experiențială poate doar impresiona, dar nu transforma. Adică, mă refer la cei care au ajuns aproape de Isus. Isus era lângă ei. <laughs> au interacționat cu Isus chiar. Este posibil, zic, să, să fie cei care uh, au trăit chiar cu Domnul nostru câteva experiențe. Uh, de exemplu, sunt cei care se nasc într-o familie creștină, mai puritană, mai serioasă, care au primit, la fel ca ceilalți, o educație creștină l-au cunoscut, cum se spune, pe Iisus de mic, prin intermediul poeziilor și cântărilor, pantomimelor și, nu știu ce, regizări adecvate vârstei. Dar e doar atât. E o stârnire emoțională. Unii n-au depășit această etapă. Și au crescut mari dar ei ca și cunoaștere a lui Isus cel viu a rămas tot la stadiul emoțiilor. Și de aceea sunt oșilanți, ușor de și ispitit și dezamăgit. Um, mă gândeam, de exemplu, la în fapte 8, se descrie istoria lui Simon. Ați auzit despre unul Simon care s-a convertit la predica un evanghelist pe nume Filip și totul părea bine. Se ducea după evanghelist și el. Dar la un moment dat uh, uh, okay. dar la un moment dat uh, uh, Filip întâlnește pe Petru și Ioan, care făceau miracole și au dorit, a dorit să cumpere puterea pe care o folosea Dumnezeu în vindecările acestea, miracolele pe care le făceau cei doi apostoli. Ceea ce a fost o prostie și a fost și sancționat imediat de apostolul Petru. El a rămas doar la nivelul acesta al emoțiilor, um, sau ca era încă unul prin Scriptura, care l-a părăsit pe Pavel când acesta era în dificultate. Um, e vorba de niște credincioși, rețineți că nu spun că nu sunt, dar care au rămas la stadiul povestirilor la stadiul primelor emoții, la stadiul experiențelor religioase, poți uh, să le folosești, însă aceste emoții, aceste trei, sunt doar pregătitoare, nu sunt mântuitoare, nu sunt decisive. Și experiențele diferă de la persoană la persoană. Uh, fiecare am avut ceva experiență v-aș povesti și eu ce s-a întâmplat cu mine da? la 17 ani dar experiența mea a fost unică eu am trăit-o pentru mine m-a mișcat puternic dar și acum țin minte că a fost doar un început, un impuls m-a pus pe cale însă n-a fost totul atunci că eu am văzut mulți Oameni plângând la predici și la predându-se Domnului la Evanghelie de câteva ori. Așa, dar nu înaintau mai mult, atât se opreau acolo. Experiențele acestea nu sunt repetabile și nu pot fi și nu sunt imitabile. Adică trebuie să ne respectăm modul în care uh, am experimentat uh, întâlnirea, prima întâlnire. Pregătitoare cu Domnul nostru. Bun, dar aceasta e primul stadiu. I-ați observat pe cei doi. Dezamăgiți, nu cred, sunt blocați undeva și aceasta este o, o lecție foarte importantă. Cunoașterea experiențială nu e decisivă nu e transformatoare, e, poate zic, poate impresiona doar, te duce până la un moment dat, dar trebuie să mergi mai departe. Dacă tu rămâi acolo, uh, uh, nu îl cunoști cu adevărat pe Domnul Hristos. Pare rău să o spun. De aceea eu sunt și ca păstor, așa, de lungul anilor, Uh, n-am fost prea impresionat de cei care se predau Domnului aici și colo. Da, e un punct bun. Hai, dar intră apoi în școală. Maturizează-te să înțelegi ce ai făcut. Ce ai făcut. Ori noi speculăm aceste momente de experiență și dăm verdicte pripite. Punem ștampile. Ești mântuit deja. Ești mântuit. Dacă ai pus niște lacrimi, dacă ai ridicat sprâncenele la chemare, dacă. Nu, nu cred că la atâta se reduce creștinismul. Urmarea lui Hristos e prea puțin. Este necesar, dar nu este decisiv. Bun. Isus vede lucrul acesta la cei doi. Și continuă drumul cu ei, nu i lasă. Și să le spună, auziți, voi ăștia blocați în în emoțiile voastre, n-aveți nicio șansă. Domnul nostru continuă drumul cu cei doi. Și de la versetul 25 se schimbă toată scena. E o nouă etapă care vine. Am numit-o cunoașterea rațională. De ce? Pentru că Isus după ce le spune că sunteți nepricepuți zăbamnici cu inima, inima aici are și sens de minte la evrei, când veți citi și în proverbe și în alte psalmi, inima înseamnă și gândire. Deci e, e un concept care include mai multe uh, însușiri ale omului. Uh, când zice, este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul, aceste lucruri se intre în slava ta, s-a și-a început de la Moise, de la toți proșii și le-a tâlcuit. Asta e cuvântul cu cheie. Le-a tâlcuit, adică le-a interpretat Scripturile. S-a adresat minții lor. E o nouă etapă. Ați observat de la, observa, de la o, o, o întâlnire la nivelul inimii, a emoțiilor, s-a trecut la nivelul minții, cunoaștere cu mintea a încercat să-i convingă acum că Isus Hristos, Hristosul, trebuia să sufere, trebuia să treacă exact prin această etapă, să fie răstignit, să-și dea viața pentru popor. Și ai zice, ia, uite, e ceva cum, folosirea scripturilor nu e suficientă? Să ți se explice, nu doar să citești, să ți se explice cuvântul lui Dumnezeu. Dar, cum vedem aici, a fost un pas înainte. Deci, cunoașterea rațională, cunoașterea cu mintea, e superioară, dacă vreți, cunoașterii experiențiale. Este, intrăm în faza pedagogică în care Isus explică. Că dacă rămâi în starea de. de doar de experiență. Emo emoțională, zic, poți fi blocat, nu, nu poți ieși de acolo oricum. Și depresia de -ți că îți poate acoperi claritatea și înțelegerea scripturii. Eu nu mă aștept ca cineva care e depresiv, care e dezamăgit, care e așa întunecat, întunecat, și metaforic și real să citească Scriptura și să o poată pricepe. De aceea e nevoie de cineva care să vină să clarifice, să îți interpreteze, să te ajute să înțelegi. Și de aceea Hristos preia totul, pornește de la Mesia, profețiile despre Mesia și duce așa sus ca panoramic și spune, uite, asta și asta, nu știu exact ce a spus Domnul nostru, dar uh, că spune că s-a dus la toate scripturile și le-a tălcuit. Minunat uh, curs de teologie istorică. Așa. Uh. Și dintr-o dată, vedeți, cei doi n-au mai avut parte doar de prezența experiențială, cu experiența, cu simțurile al lui Isus, ci prezența puterii, expunerii la cuvântul lui Dumnezeu. Deci asta este ceva, ceva, mult mai mult. Adică cuvântul întrupat, dacă vreți, explică cuvântul scris. Cuvântul întrupat se referă la persoana lui Iisus Hristos, nu? așa îi spune Ioan. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul întrupat, Domnul nostru, explică cuvântul scris. Ia? Aceasta este etapa pedagogică, etapa catehezei, a instruirii, uh, când Isus uh, sau Duhul lui Hristos îți poate explica uh, scripturile, te informează. Da, rețineți, vă rog, că și acest tip de cunoaștere uh, rațională i, uh, doar informează, nu transformă. Pot citi cuvântul. Și câți n-au citit Biblia și n-au fost transformați? Trebuie ceva în plus, trebuie ceva mai mult de atât. Că cei doi au ascultat interpretarea lui Isus și nu s-a întâmplat nimic deosebit. Nu l-au cunoscut încă. Etapa emoțională, etapa rațională, cunoașterea acestea sunt doar pregătitoare încă o dată, subliniez. Sigur, te apropie, te apropie de adevăr. Um, Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți, face cumva o tranziție între experiență și rațiune. Um, um, citești despre istoria învierii lui sus. Te poate impresiona, te informează, dar nu neapărat, zic, te schimbă în inimă. Explicațiile logice, explicațiile teologice te pot uimi, da? dar nu neapărat te nasc din nou, te nasc din Dumnezeu. Câte cărți de teologie au citit unii? Am avut studenți care au făcut patru ani de teologie și. Și-au și pierdut credința. Au plecat. Nu s-a întâmplat nimic în viața lor. Nici nu e o garanție că citirea și explicarea, interpretarea scripturilor te pot transforma. Este un pas înainte. Noi totdeauna încurajăm, mai ales în cercul, mediul evanghelic, citirea scripturii, meditații la scriptură, memorarea scripturii. Dar nu sunt neapărat garanția transformării. Um, poți studia argumentele raționale despre existența lui Dumnezeu. Te pot impresiona, te pot ajuta să vezi mai bine lucrurile. Să mergi pe principiul analogiei ființei, da? să te uiți la ființa ta și să te uiți la ființa lui Dumnezeu și să găsești elemente comune, să zici, da, este ceva acolo, te impresionează. Dar nu neapărat te transformă cu părere de rău spun că am avut colegi teologi, nu neapărat în școlile noastre. Am întâlnit pe mulți teologi profesori din lume care nu mai cred nici în Dumnezeu, nici în învierea lui Iisus Hristos din morți. Deși asta fac toată ziua. Se pregătesc, studiază, predau cursuri, dar ei personal nu cred. Nu mai cred. Uh, deci, nu este o garanție. Chiar și cunoașterea rațională are rolul ei de pregătire. Da? Uh, dar există în viața aceasta lucruri mai presus de rațiunea noastră și de trăirile noastre. Uh, N-ai voie să-ți faci din rațiune un zeu. Pentru că i-am întâlnit pe mulți, mai ales tineri, care. Uh, se laudă și se justifică că ei nu pot crede știu, într-un miracol sau în Dumnezeu pentru că mintea lor nu-i lasă rațiunea lor, de parcă ei standardul de rațiune. Nic Nicăieri nu se pretinde lucrul acesta, pentru că există lucruri care le trăiești și nu se, au explicație logică. Există trăiri care n-au de-a face cu emoțiile, și nici nu le poți explica. Unde le încadrezi? Unde le încadrezi? Da, trebuie să ne folosim și mintea în căutarea și înțelegerea Domnului Hristos. Dar e nevoie de ceva mai mult. E nevoie de ceva decisiv. Și iată că ajungem cu narațiunea noastră la începând cu versetul 28, Toată scena se schimbă. M-ați putut urmări până acum, da? A fost o primă fază a întâlnirii emoționale, apoi a fost faza a doua, întâlnirea rațională cu mintea, explicațiile, dar nu s-a întâmplat nimic decisiv. A trebuit să mai vină ceva. Și citim aici că domnul nostru a vrut să meargă mai departe, însă cei doi cumva au simțit ceva. Ceva i-a mișcat, i-a pregătit și au stăruit de el. Cuvântul important, au stăruit de el, nu l-au lăsat să plece, au insistat, pentru că vor mai mult. Erau, știau cumva că erau aproape, Că mai târziu ei spun, cum nu ne ardea inima în noi când ne deschidea Scripturile. Dar ceva lipsea. Și narațiunea continuă, povestea continuă cu Domnul nostru, care intră în casa celor doi, se pune la masă cu ei, da? și când erau la masă, se servește pâine, nu și vin, Că unii au zis că acesta e prototipul Euharistiei, a cinei Domnului, și nu, nu nu este. Trebuia să vii și vin, dacă era, să ai imaginea completă. Aici era doar o chestiune de ospitalitate, de intimitate, de părtășie. Și Isus stă cu ei, frânge el pâinea și le-o Unii zic, a, atunci când a frânt pâinea și le a împărțit-o, cei doi au văzut semnul, semnul cuielor din mâinile lui Isus și l-au recunoscut. Nu, Biblia nu spune asta. Este doar o imaginație a noastră. Uh, și totuși textul spune versetul 31 care e cheia întregii narațiuni că atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Această etapă, etapa finală, vedeți cum decurge povestea. A treia etapă, eu am numit-o cunoașterea revelațională. Este acea cunoaștere prin descoperire, când Hristos se descoperă și cei doi îl cunosc, îl cunosc în sfârșit. Până atunci ochii lor erau împiedicați să îl cunoască emoțiile și rațiunea, doar pregăteau acest moment culminant. Când Hristos, în intimitate, li s-a descoperit, pregătirea a luat sfârșit. Iisus decide să se descopere cine este el. Musafirul devine dintr-o dată gazdă. Cina era pregătită de familie. Acolo în intimitate se primește revelația. Li s-au deschis ochii. Și zic, nu cred că a fost pentru modul în care Hristos a frânt pâinea sau i-au văzut semnul cuilor, sau că a rostit binecuvântarea și ei au recunoscut vocea. Nu, textul nu vorbește despre asta. Și n-a fost un element din ăsta sacramentalist, da? în care să ne imaginăm că, știu, ceva har special a fost infuzat acolo și cei doi au fost copleșiți. Biblia nu spune deloc lucrul acesta. Spune simplu, Că la această cină a fost prezent Domnul nostru Isus Hristos. Și el s-a descoperit celor doi într-un moment de părtășie intimă, personală. Pentru că atunci se deschid ochii, minții și a inimii. Da? Când Domnul Hristos, el îi întâlnește pe cei doi. El se descoperă celor doi. Altfel, dacă mergem pe celelalte variante, ar însemna că ce-au făcut oamenii, descoperirea este opera omului. Cei doi, vedeți, uite că ei doi au descoperit și ca și cum revelația le aparține. Nu, slava lui Dumnezeu aici se vede exact invers, în modul în care Hristos decide, El se ia inițiativa și El se descoperă. Această. Cunoaștere revelațională, e mântuitoare, nu doar impresionează, nu doar uh, știu eu, uh, uh, te face să înțelegi mai bine, ci te iluminează. Te transformă. Există întotdeauna, un element tainic, sunt de acord, pe care noi nu l putem explica în detalii totuși încerc în câteva cuvinte să vă spun cam ce cred că s-a întâmplat. E adevărat că acolo a fost prezent și cuvântul, pentru că Iisus le-a deschis mintea să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul deja lucra. Dar, în plus față de aceasta, cred că a lucrat Duhul lui Dumnezeu. Acesta e tandemul sfânt care schimbă viața oamenilor. Este o conlucrare între cuvânt și Duh. Și teologii reformatori uh, au pus-o cel mai bine. Uh, în latină suna testimonium spiritus internum și testimonium spiritus externum, adică e mărturia Duhului, uh, duhului în lăuntru și a cuvântului din afară. Adică tu auzi cuvântul dar trebuie să fie întâmpinat de Duhul lui Dumnezeu. Această joncțiune între cuvânt și Duh produce nașterea din nou, produce schimbarea. Atunci procesul cunoașterii a ajuns la sfârșit. De aceea unii citesc Biblia, dar nu înțeleg pentru că n-au Duhul și n-au cerut Duhul. Asta trebuie să ceri. Dacă tu vrei să-L cunoști pe Hristos, să-L cunoști, să cunoști pe Dumnezeu, trebuie să ceri ca Duhul lui Dumnezeu să te lumineze, să lucreze. Cuvântul e bun, îl citim, da? îl explicăm, dar ceva trebuie să facă trecerea de la a auzi la a vedea cu inima. Asta s-a întâmplat cu Corneliu, vă amintiți, și cu alții. John Wesley a fost un mare și teolog și pastor metodist, el a început de fapt mișcarea metodistă, secolul XVIII, și el povestește cum la nouă fără un sfert, într-o seară, ascultând o predică simplă, la un om foarte simplu, spune el a doar atât, inima mi s-a încălzit în mod ciudat, și am crezut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Atâta tot a putut să spună și era un tip rațional, nu foarte emotiv. Dar inima mi s-a încălzit în mod ciudat. Um, Pascal a fost un filozof catolic, dar și el a avut o experiență în 1654. Um, um, s-a descoperit în haină. Mai târziu, un bilețel pe care era scris data și ce s-a întâmplat. Și el scrie aceste cuvinte. Anul de grație 1654, luni 23 noiembrie, sărbătoarea Sfântului Clement, papă și martir, a, și a altor martiri, de la 10 și jumătate până la miezul nopții, foc! Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac, Iacov, nu al filozofilor și învățaților, certitudine, certitudine, emoție, bucurie, pace. Și se încheie binețelul. Este considerată o experiență unică pe care el a avut-o. Și cât a fost de filozof și foarte inteligent, a redus totul la aceste cuvinte, la această experiență concretă, directă. C.S. Lewis, profesor de literatură engleză veche la uh, Oxford și Cambridge, a fost un agnostic. El nu prea credea în Dumnezeu, mă lăsa ușa deschisă uh, și așa mult timp în viață a trăit, dar într-o zi căuta pe Dumnezeu. Da, la nivelul experiențelor alțiunii nu s-a întâmplat nimic, dar ce s-a întâmplat... Pe data de 28 septembrie 1931, împreună cu fratele lui au mers într-o localitate, într-o motocicletă cu ataș. <laughs> uh, și uh, el stătea în ataș, fratele lui Orni conducea bicicleta și uh, motocicleta și povesteau pe drum, ce anume despre Iisus Hristos. A, așa, povesteau. Și povestește el într-o carte și vă recomand să citiți cartea, nu i ușoară, surprins de bucurie, de C.S. Lewis, apărută la Humanitas, unde el își viața de început și schimbarea, transformarea. Și acolo, uitați ce scrie, vă dau citatul. Când am plecat între acolo nu credeam că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dar când am ajuns, credeam. Și totuși n-aș putea spune că meditasem în timpul călătoriei și nici că trăisem mare emoții. Emoțional este probabil ultimul cuvânt care trebuie folosit cu referire la anumite evenimente importante. A fost mai degrabă ca și când un om, după un somn îndelungat, stă încă nemișcat în pat și devine conștient că s-a trezit. Vedeți simplitatea, dar realitatea a fost, cu alte cuvinte, un contact personal, de la persoană la persoană, pentru că aceasta este cunoașterea adevărată. Tu, ca persoană, trebuie să-L cunoști personal, ca persoană pe Domnul Isus Hristos. Și când cuvântul și Duhul lui Dumnezeu lucrează împreună, formează scurt circuitul acela tainic, care leagă mintea de inimă. Și atunci toate au sens și emoțiile tale și rațiunea ta primesc sens. Nu se anulează. Da, și atunci vezi, emoțiile au avut rolul lor, rațiunea rolul, logica, toate au sens. Când apare revelația, când apare descoperirea și se întâmplă ceva, că iluminarea aceasta ce este? Nu înseamnă doar uh, o pricepere, și este o experiență transformatoare în centrul moral al ființei tale. Oricine care experimentează o întâlnire adevărată cu Hristos, cel viu, are parte de schimbarea centrului moral. Ăsta decisivul care decide între bine și rău. Și dintr-o dată tu ești o ființă morală nouă, faci lucruri pe care nu le-ai putut face înainte, lucruri bune. Nu mai faci lucruri rele pe care tot crede că o să le faci toată viața. Este ca și cum te îndrăgostești. V-ați îndrăgostit vreodată. Da. Până în liceu ne îndrăgosteam lunar, dar nu, nu despre acel fel de <laughs> îndrăgostire vorbim. Cu adevărat, cu viitorul soț, cu viitoarea soție, ce s-a întâmplat oare acolo? Și ce se întâmplă într-o relație intimă de soț și soție? Te deschizi celuilalt, dispare frica de a te face vulnerabil. Îl lași pe celălalt să te cunoască ca și tu să-l poți cunoaște pe el. Uh, celălalt începe încet, încet să-și trăiască o parte a vieții lui în tine și tu începi să trăiești în celălalt. Este o reciprocitate. Nu e anularea persoanei, e împlinirea persoanei. Este o, un fel de joc, un dans, dacă vreți, din acesta în care te deschizi celuilalt fără frică, te lași cunoscut ca să-l poți și tu cunoaște exact. mult, la alt nivel, mult mai amplificat este această întâlnire cu Isus cel înviat în care tu îl cunoști pe El El începe să te cunoască tot mai mult pe tine nu dintr-o dată ți se schimbă toate na? se resetează ca la computer dar procesul transformării a început iluminarea, înțelegerea lucrurilor, resetarea lucrurilor a început. Și este ceva concret, pentru că este o activitate reală, formativă, transformatoare în tine. De aceea Biblia e foarte variată când vorbește despre, știu eu, sămânță dumnezească sau să împărtași firii dumnezeiești, spune Petru, Pavel vorbește de omul nou, despre creația nouă. Știați că în perioada marilor treziri spirituale, cel mai des a predicat dintr-un verset din Noul Testament. Predicatorii preferau în perioada trezirilor să vorbească din 2 Corinteni 5 cu 17. Că cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Pentru că aici este esența cunoașterii mântuitoare, a religiei noastre, care e religia persoanei, nu a ritualului. Acesta e cuvântul dimineții. Tu trebuie să ai parte de această cunoaștere a persoanei a lui Hristos. Și poți, mântuirea știți ce este? E tranzitarea de la individ izolat la persoană în comuniune în care tu împreună te atașezi bisericii, împreună cu toți ceilalți care au experimentat la fel. Și noi asta facem în biserică. Am explicat-o doar, m-am dus pe o altă rută, dar vă știți despre ce este vorba, că toți ați trăit, care mă, mă înțelegeți acum. Pentru cei care oscilați, sau sunteți în căutare încă, Iisus poate fi lângă tine. Um, poate să umble lângă tine, dar să nu-l cunoști. Poate că ochii, minții tale sunt blocați, nu sunt deschiși, nu vezi. Poți cere, Doamne, te rog să mi te descoperi. Știți când vine descoperirea? Conform textului nostru și a procesului acesta, fazelor, este în intimitate. invită la cină invită-l, să zici, Doamne, vreau să cinesc cu mine, vreau să povestim noi doi. Atunci Domnul ți se va descoperi. Blocajul tău s-ar putea să fie la nivelul experiențelor superficiale, din astea trăiești de mult timp și ele nu te duc foarte departe, sau blocajul rațional. Îți trebuie o întâlnire în intimitate cu Domnul nostru. Atunci El va veni și îți va mângâia viața, îți va da sens vieții tale. Noi nu avem, știu eu, miracole aici, să facem magie. Este ceva, sigur, tainic, care transformă, dar este doar o întâlnire. O întâlnire personală a ta cu Domnul Hristos. Și asta îți doresc. Și când Domnul Hristos vine să te viziteze, să nu respingi, să-L chemi. Închei cu o poezie, două strofe scrisă de Vasile Voiculescu, când era bolnav pe patul de spital în București în 1955. Vasile Voiculescu a fost un poet creștin. Și el spune foarte frumos. Poezia se numește Vizita. Iată poezia, Vizita de Vasile Voiculescu. Eu nu știu dacă voi putea urca vreodată la tine. Tu, însă, Doamne, cobor când vrei, măcar întreagăt, vino, te aștept în cămăruță la mine. Cum n-am pe nimeni, nici zăvor, nici lacăt pune straja ta la ușă și la fereastră, să nu intre peste noi nici bine, nici rău, care să tulbure petrecerea noastră. O zi întreagă, Doamne, să fiu numai al Tău. Amin? Ce frumos! Că poți exprima și așa, e aceeași întâlnire, la tine s-ar putea să nu fie la fel ca la alții, dar poate să fie acea întâlnire reală care îți deschide ochii, minții, înțelegi, ochii sfinței tale și poți fi altul. Hristos cel viu să înceapă să-și trăiască viața lui în tine. Că asta e creștinismul. Am fost răstignit împreună cu Hristos, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și noi creștinii mereu ar trebui să avem acest sentiment că altcineva își trăiește viața prin noi, Că noi n-am putea să o trăim așa cum ar trebui să o trăim. Și încet, încet ne asemănăm cu El. Vrem să fim ca El. Și asta este obiectivul vieții noastre. Avem un Hristos viu pe care și tu poți să-l cunoști. Fă o rugăciune. Chiamă-l în inima ta. Deschide inima. Doamne, vreau mai mult. Vreau să te cunosc mai mult. Și El o va face pentru că are această putere. Acestui Hristos, Domnul nostru, să fie Tatăl Slava în vecii vecilor. Amin.